Un bărbat care fusese dat dispărut misterios în aprilie 1966 a reapărut zilele trecute la mai bine de 50 de ani de la dispariție. Conform Ceau.ro, omul susține că a fost răpit în timp ce se întorcea acasă de la serviciu și a fost luat într-o navă extraterestră. Ulterior a fost drogat și dus la un centru de experimente, unde i s-au făcut mai multe analize. Mi-au făcut numeroase teste de sânge, injecții și mi-au introdus mai multe obiecte în cavitatea bucală, mărturisește cu groază Walter. Acesta a mai mărturisit că nu știe de ce a fost ținut atât de mult timp captiv. S-a trezit deodată eliberat din celulă și pus într-o navă care l-a dus înapoi acasă. Deși mulți au contestat povestea sa și spun despre el că este nebun, sora lui a ascultat toate mărturisirile și este bucuroasă că s-a întors acasă teafăr. De asemenea, bătrânul este dispus să facă orice test care să dovedească că povestea lui este adevărată, relatează Ceau.ro.